Da lui. Numai că noi înțelegem foarte greu contactul cu Iisus, pentru că și astăzi e adevărat că e greu. Eu nu contest. Le ascult și eu de multe ori și zâmbesc pentru mine. Nu zâmbesc în sens de ironie sau de discreditare sau de, cum să spun eu, de a nu mă interesa, ci văd modul pătrat de a vedea lucrurile. E mai important exteriorul ca interiorul, deși Hristos spune pe din afară sunteți spoiți ca mormintele văruite, pe dinăuntru sunteți plini de putoare, așa și noi, pe din afară ținuta e perfect creștină, pe dinăuntru e perfect necreștină, pentru că avem ura, răutatea, vanitatea, orgoliu, dușmănia, răzbunarea, pisma, invidia, vrajba și câte calități bune n-avem noi în interiorul nostru și le clocim acolo și scoatem puișorii în momente neașteptate. Nici nu știi când reacționează un om și rămâi mirat și spui, oare ăsta e creștinul care îl cunosc eu? Oare chiar asta e persoana asta care o spovedesc de 20 de ani sau ăsta e omul care îl știu de 30 de ani? Da, rămâne câteodată și această mirare, nu-ți vine să crezi. Ei, Dumnezeu nu se îngrețoșează de lucrul acesta. Dumnezeu, dacă e nevoie, așteaptă toată viața. Repet, dacă e nevoie, Dumnezeu așteaptă toată viața. Era, așa mi-o amintesc ca idee, era o femeie milostivă și un bărbat mai puțin milostiv. Nu în sensul că bărbații n-ar putea fi milostivi, dar în general femeile sunt mai bisericoase. Așa e tradiția de când lumea și dacă te duci într-o biserică, întotdeauna se spune că numărul lor e mai mare, ele sunt mai dedicate acestui lucru sufletesc. Și bărbatul îi spunea de fiecare dată să nu dai milostenie, să nu dai ceva de pomană, ci cu ei trebuie să muncească. Și femeia se ducea la plivit în grădină și când mai veneau săracii, dacă n-avea ce face, mai lua o bucată de pâine ca să o mănânce și o arunca printre gard la un sărac, mai arunca o roșie din grădină, mai arunca un castravete din grădină, mai arunca o ceapă din grădină, mai arunca un morcov din grădină, mai arunca o felie de pâine, ce putea și ea. Toată lumea știa că bărbatul e sever. Dar ea săraca se gândea totdeauna cum l-ar face și pe el să dea vreodată de pomană, ca să se mântuiască și el, cum e femeia. Părinte, am bărbatul, dar vreau și el să mântuiască. Și mâncând odată ceva, o îmbucătură acolo în grădină la lucru, cineva a cerut printre gaj. Bărbatul a spus, nu-i dai nimic. Ai mă, poate iei poftă, zice, dă-i bucata asta de la mine din mână, dar dă-i o tăcă, mi-e greu să mă scol de aici. Dar femeia, în ideea de a-l induce pe soț să scape cât de cât acolo ceva din mâna lui. Nu la mult timp, ca să vedeți, moare respectivul om. Și se spune că în momentul când a ajuns la judecată și a dat ochii cu Dumnezeu, el a rămas mirat în primul rând că există Dumnezeu, pentru că sunt foarte mulți oameni care și în ziua de azi nu cred că există Dumnezeu. Da, dintre oamenii botezați în numele Sfintei Treimi, dintre oamenii care intră în biserică, dintre oamenii care se spovedesc și primesc Sfintele Taine, avem un procent, nu-l știm cât este, care încă în inima sa consideră credința ca o legendă, ca un mit, ca o tradiție, ca o moștenire strămoșească, așa se spune, e obicei la părinții mei s-au trezit ortodox și eu am rămas ortodox. Nu, părinții mei s-au născut ortodox și eu vreau să mor ortodox, pentru că această ortodoxie este un mare dar divin, nu e o transmitere cum îi las la copil mașina sau casa sau banul sau un lucru sau un tablou de valoare. Asta e ceva care nu se moștenește, se câștigă prin educația părinților și tu o duci mai departe la alt prunc al tău, tot ca moștenire care el o va da mai departe moștenire. Mai auziți câteodată, părinte, am în casă o icoană care este de la mama mea, dar ea o are de la bunica ei și aia nu o pot da că îmi poartă noroc. Nu-ți poartă noroc, e harul din ea care te ajută. Dar faptul că tu știi că acel lucru e de preț și îl ții în casa ta, el e act de credință. Dar tu nu știi, tu o păstrezi că știi că e de la bunica și că mama cât a avut-o a reușit multe lucruri bune. Ei, ajungând omul în fața judecății și când a văzut că și există Dumnezeu,
A zis, Doamne, știi, eu sunt om gospodar, am femeie credincioasă, am femeie milostivă, am copii buni, am gospodărie, am avere, am de toate. Și Dumnezeu spune așa într-un mod șugubăț lui, Petru, zice, du-te și adu registru acestui creștin, acestui suflet, să vedem ce avere are el aici scrisă la noi. Și bineînțeles că în momentul când a deschis registru, era acea bucată de pâine unsă cu ceva pe care femeia o mânca în grădină și i-a spus, du-te, poate îi poftă și dă-i asta printre gard, că n-am ce să-i dau altceva. Și aia era singura lui faptă bună, trecută, în catastiful respectiv, scăpată din greșeală prin șiretlicul femeii care îl iubea, totuși că era soțul ei, și a spus, fă tu gestul ăsta, adică în ideea de a-i crâcni inima spre o faptă bună. Și spune Dumnezeu, pe aici nu se arată decât o jumătate de felie de pâine cu ceva uns pe ea, pe care ai dat-o stând într-o grădină la muncă cu soția ta. Da, 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 soția mea e credincioasă, sunt un om foarte, eu cred în credința soției mele. Da, dar nu te poți mântui în locul ei. Ea are mai multe în registrul ei, dar tu nu prea ai. Și la care el spune cumva lui Dumnezeu, păi are, Doamne, dar e tot din gospodăria mea, că doar eu am muncit și le-am adunat. Da, dar ea a știut să le trimit aici, tu n-ai știut să le trimiți aici, registrul tău e gol. Și se spune că Dumnezeu face marea minune la îngăduința și la rugăciunea femeii care avea o trecere la Dumnezeu, păcătosul-i dus din nou pe pământ, îi iertat, adică să nu plece în munca veșnică pentru rugăciunea soției, că v-ați spus de multe ori întrebarea, cum îs amândoi un trup? Uite așa îs amândoi un trup, că femeia poate face pentru soțul ei orice și în viață și după moarte, să-i ajute și vie și moartă, și viu și mort. Și el s-a întors în trup și a devenit omul, cetățeanul de care are nevoie, cum se spune, societatea ca om în societate, acest vameș care împarte jumate din avere fără să mai țină cont de anumite principii financiare și să-și îndrepte viața pentru greșeala săvârșită, ca apoi plecând din nou la Dumnezeu să plece în rânduiala care se cuvine unui creștin. Sfântul Vasile cel Mare spune, cei care vă amăgiți că vi se va face milostenie după moarte, vă amăgiți în zadar că milostenia încetează la ușa mormântului. Chiar dacă tu ai date case cu acte, bani cu acte, credite cu cum ești tu următorul ipotecar care umbli în bancă și scoți bani, aceea nu intră la categoria milostenie, pentru că tu dacă ai 3000 de ani, ar fi numai ai tăi. Ei devin ai altuia în momentul când tu ai murit, deci tu cât ai trăit, ai avut inima legată de ei. Deci nu intră la categoria de fapte bune. Vameșul ne dă pilda concretă și ne spune concret cum se face milostenia din punct de vedere a omului care îl descoperă pe Dumnezeu. Doamne, jumate din averea mea o dau la săraci și dacă am și năpăstuit pe cineva, de 4 ori îi dau mai mult. Adică și-a deschis inima total și s-a detașat de ceea ce este material, nu în sensul că ar trebui să vă duceți acasă să faceți cuiva acte pe jumătate de casă, ci să nu treacă zi de la Dumnezeu, să lăsați o mână întinsă, sau să treacă, cum spunea Iustinian împăratul pe la anul 600-700 când a domnit el, a fost întrebat la sfârșitul vieții de către supușii săi, împărate, ce dicton ai avut în viață de te-a iubit Dumnezeu și te-a ajutat? De fiecare dată, zice, când m-am sculat dimineața din pat, spune împăratul Iustinian, aceasta găsesc prin prologe, prin la Viețile Sfinților, mă rugam la Dumnezeu să n-asfințească soarele și să uit să fac o faptă bună. Și altceva? În fiecare seară, când mă culcam, înainte de a închide ochii, mă rugam lui Dumnezeu și îi spuneam așa, Doamne, să nu uiți că în fața Ta ai cel mai mare păcătos, dar căruia îi pare rău că te-a supărat. Care dintre dumneavoastră, ca temă pentru acasă, ați avut vreodată această rugăciune seara la culcare? O repet, Doamne, să nu uiți că acum în fața Ta ai pe cel mai mare păcătos, dar căruia îi pare rău că te-a supărat.
Cine știe această rugăciune? Învățați-o. Iar dimineața când vă treziți, simplificați și rugăciunea de dimineață, cea din 10 pagini făcută pe fugă, sau cum mai spuneți voi, părinte, am mai citit, dar mi-a rămas în urmă, ai citit, nu te-ai rugat. Și începeți așa rugăciunea, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție, că e cea mai simplă și la obiect. Doamne, ajută-mă ca astăzi să nu asfințească soarele până n-am să fac o faptă bună. Poate e o vorbă bună, poate e o mână caldă, poate e un sfat frumos, poate e o farfurie de mâncare caldă, poate e un biscuit, poate e un măr, poate e un leu, poate e o pâine, poate e o aspirină, poate e un paracetamol, poate e o geantă dusă la cineva mai bătrân de colo până acolo, un scaun dat în autobuz, politicos la rând când s-a băgat unul în fața ta, la spital poate unul moare și tu ai puterea, îi dai o pastilă în plus că e sărac, nu neapărat aștept să-ți pice, că altfel te uiți la el ca la obiectul muncii, cum ai scuturat preșul și așa mai departe. Deci putem în orice domeniu face o faptă bună. Nu există zi de la Dumnezeu, repet, ca noi să nu putem face cea mai elementară faptă bună. Bunătatea trece pe la tronul lui Dumnezeu. Milostenia sparge cerul. De aceea, Zaheu, când a văzut că trebuie să se dea jos din copac și să se coboare la nivelul pământenilor, a spus, eu trebuie să mă urc din nou. Și atunci a făcut milostenie ca să rămână astăzi, nu pe pământ, ci în Evanghelie. Evanghelia aceasta este din cer, spre îndreptare, spre învățătură și spre înțelepciune, spune Apostolul Pavel. Acesta e rostul Evangheliei. Deci ce devine Zaheu? Un om al înțelepciunii dumnezești. Deci iată ce a reușit Zaheu. Să coboare dintr-un dud, un sicomor, o combinație de pom sălbatic, care făcea niște fructe nesemnificative, și care a ajuns să se urce în Evanghelie și să rămână definitiv peste veacuri și să nu mai coboare niciodată, în primul rând, din mințile noastre a credincioșilor.